ce m-am întors cu Nati de la cumpărături și am făcut foarte multe cumpărături și vreau să vi le arat și vouă. Deci sunt foarte, foarte multe. Am aici un ghiozdan plin, mai am unul și o pungă de Pepco plină. Cu de toate. Așa că am zis că o să le scot tot pe rând, o să le mai pun pe masă. O să le scot tot pe rând și o să vi le arat așa. În primul rând am luat bureți de vase. Două pachete. Apoi am mai luat rezervă pentru toaletă. O boia de ardei la 100 de grame. Un pițel măcinat la 40 de grame. Am luat absorbante, o să mai am pachete de absorbante, dar nu știu pe unde le-am pus. Un kilogram de făină. Luat 3 periuțe de dinți din acestea de la Colgate. Pentru mine, pentru Nati și pentru soțul meu. Îmi place să schimb periuțele de dinți în fiecare lună. Am luat 2 sticle de balsam din acesta Maxima, dar una nu știu pe unde este. O să vi-o arăt când o să o găsesc. Pentru prima dată, cred că acum a apărut acest balsam. Mi-a plăcut foarte mult și mie și lui Nati, mi-a plăcut cum miroase și am zis să luăm 2 din acestea. Mi-am luat o vopsea de păr. De data aceasta mi-am luat ciocolată neagră. Sper să-mi prindă pe păr. Este nuanța 4.10. Apoi am mai luat 3 litri de ulei, 2 Olpo și una Bunica, 1 litru Bunica. Așa. Să văd unde le mai pun. Până golesc ghiozdanele. Și aici mai am saci pentru gunoi. Sunt la 35 de litri și 15 bucăți. Și mai am aici, mai am și un usturoi granule. Atât în acest ghiozdanel, pentru că aici nu am mai pus nimic, nu. Le pun pe acestea pe aici ca să fac loc pe masă și revin. Revin cu plasa de la Pepco. Sunt cumpărături tot de la alimentare, tot de la acest magazin. Dar le-am pus în plasa aceasta pentru că este mai mare. Am luat această hârtie prosop. Așa. Apoi Nati și-a luat chipsuri din acestea de la Tio. Am luat o caserolă de mititei congelați, o pungă de pesmet, am luat și un dero așa la cutie mic, un Savex. Și am mai luat un detergent așa, tot Savex, dar mai mare, la 2 kg. Aici am luat aripioare de pui picante în crustă crocantă. Foarte bune, mie și lui Nati ne plac foarte mult aceste aripioare. Apoi Nati a luat aceste ciocolate de la Kinder. Și am mai luat un detergent de vase. Nati s-a întors înapoi și am mai luat și aceste batoane de ciocolată. Două. Și cam atât și cu această plasă de la Pepco. Aici am mai luat hârtie igienică, un box de la Pufina. Sunt 8 role cu 3 straturi. Și o altă hârtie igienică, un box, iarăși, 8 role cu 3 straturi de la Oti. Foarte bună și rezistentă această hârtie.
acum încă un ghiozdănel, un ghiozdan plin. Nu știu unde am pus aici, cred că m-am pus aici. Trebuie să vă arat. Nati și-a luat o doză de Pepsi. Un delicat, am luat din acesta cu gust de găină. La, vă spun imediat ce gramaj are, 200 de grame. Am mai luat un gris alimentar. Nu știu unde să le mai pun, ca să vă pot arăta și restul. Șervețele umede din acestea. Un dermomet cu aloe vera. Știți că noi folosim dermomet ca gel de duș. Așa. Două kilograme de zahăr am mai luat. Așa. Un odorizant pentru cameră. Din acesta. Mi-a plăcut cum miroase. L-am încercat acolo în magazin și mi-a plăcut și mi-a plăcut cum miroase. V-am mai zis că am mai luat absorbante, multe absorbante. Pachet așa mare, cu 14 bucăți. Și două așa și încă unul. Cred că le-am mai arătat mai înainte. Mi-am luat un deodorant. Așa, nu știu, pentru prima dată n-am mai folosit. Și cred că ultimul produs, da, v-am zis încă un balsam de rufe, Maxima, tot din acesta, cum vi l-am mai arătat și pe celălalt. Nu știu unde am dat cu celălalt aici. Așa. Deci, pentru prima dată când am cumpărat acest balsam și vreau să vă spun că miroase super, cred că acum a apărut, n-am mai văzut până acum și am zis să iau două sticle ca să mi-ajungă. Și am mai cumpărat o sticlă de Pepsi, dar a dus-o Nati în cameră, la 2 litri. Și acum o să vă arat bonul, care este cam atât. Așa. O să întorc camera și o să vă las pe voi să vă uitați. Și acesta este și bonul. Pe voi, dacă vă interesează să vedeți ce prețuri sunt la noi, veți pune pe pauză și vă veți uita, pentru că nu o să mai citesc toate produsele pe care le-am cumpărat, pentru că sunt multe. O să vi le arat așa, o să încerc să le iau pe toate încă o dată. Bun, acum focalizează. Și pe toate am dat 297,50 de bani, plus ce am mai cumpărat Nati, ce v-am arătat, nu mai știu, batoanele de ciocolată, ciocolata aceea Kinder și, nu știu, sticla de Pepsi și derol acela mic la cutie. Acelea le-a luat pe bon separat, dar nu a mai luat bonul și a dat 28 de lei și ceva, câțiva bănuți acolo. Bine, dragii mei, acestea au fost cumpărăturile pe care eu cu Nati le-am făcut astăzi. Ne vedem vlogul următor. Vă pupăm! Pa, pa!